Partidul Social Democrat din Sălaj se confruntă în ultima perioadă cu un val de plecări din partid, însă cei care pleacă nu o fac pentru a se înscrie în vreo altă formațiune politică. Cei patru primari care au părăsit Partidul Social Democrat nu au ales să facă o altfel de politică, rămânând fidel doctrinei care i-a consacrat pentru cea mai înaltă funcție a unei unități administrativ-teritoriale, aceea de primar. Demisiile se pare că sunt în continuare pe ordinea de zi a filialei PSD Sălaj, continuând cu demisia fostei președinte a Organizației Județene de Femei din ultimii 10 ani, Daniela Coța. Am luat decizia de a demisiona din calitatea de membru al Partidului Social Democrat. Aceasta vine ca urmare a suspendării mele pe termen de un an, suspendare intervenită la solicitarea organizației locale Zalău din 22 mai anul acesta. Am așteptat din partea foștilor colegi o minimă explicație, am solicitat motivarea deciziei date, cunoscând toate prevederile statutului. Nu am primit nicio lămurire. Am înțeles că problemele create nu de mine, ci de alții, mare parte din ele efectiv artificial, care au dus la transformarea mea într-un timp amețitor de scurt în suspect, inculpat, arestat preventiv și așa mai departe, nu sunt acceptate de statutul PSD. Sunt de acord cu acest lucru și respect statutul. Însă, fără a fi încheiată cercetarea mea, ce să mai spunem despre o sentință? Foștii mei colegi din organizația municipală condusă acum de Călin Forț au decis să propună și să voteze sancțiunea maximă permisă de statut. Nici în cazul organizației județene situația nu s-a schimbat cu nimic. Așa că văzând care este trendul, am decis să plec din Partidul Social Democrat, formațiune politică care i-am dedicat ultimii 17 ani. Le doresc foștilor mei colegi succes în perioada imediat următoare și totodată multă înțelepciune. Perioada imediat următoare este una plină de evenimente în plan politic. Urmează două scrutinuri electorale extrem de importante pentru orice partid care își dorește să pună în practică doctrina: alegerile locale și alegerile parlamentare. Calculele făcute de decidenții politici se fac până în ultimul moment, iar configurația conducerii scenei administrativ-teritoriale din punct de vedere politic pot crea surprize oricui.